Apa care ajunge la robinetele giurgiuvenilor este de bună calitate și nimeni nu trebuie să-și facă probleme în această privință. Acest element vital de care avem nevoie zilnic ajunge la consumatorii locali fără să necesite tratamente deosebite, pentru că provine din izvoare de bună calitate. Ce le puteți spune giurgiuvenilor cu privire la apa pe care în fiecare zi o bem? Un singur lucru și este foarte simplu, să stea liniștiți, nu au niciun motiv să-și facă griji, niciodată parametrii cu care apa trebuie să ajungă la consumator nu au fost depășiți, suntem monitorizați din acest punct de vedere și de Institutul de Sănătate Publică, avem obligația să facem lunar analize la Institutul Național, care este abilitat pentru a stabili dacă o apă este potabilă sau nu. Facem și noi, avem laboratoarele noastre, niciodată n-am avut nicio problemă. Singurul inconvenient care poate apărea legat de calitatea apei este în cazul unor avarii. Când după repunerea în funcțiune a instalațiilor, se întâmplă să curgă apă cu rugină, dar situația este temporară. Utilizatorii, clienții de bază și fideli ai unității noastre trebuie să cunoască că apa care ajunge la robinetul dumnealor îndeplinește cu încredere condițiile prevăzute de lege, astfel că dumnealor sunt norocoși că pot consuma o apă de calitate. Conducerea APA Service are în vedere implementarea unui proiect prin care la Giurgiu să se îmbutelieze apă plată. Dincolo de mândria locală, societatea urmărește ca prin acest proiect să-și sporească veniturile. Trebuie să monitorizăm un an de zile parametrii în care se înscrie apa, pentru că asta sunt normele, după care o să facem studiu sau în același timp o să facem studiu de fezabilitate și tot ce trebuie, astfel încât această idee să capete contur și viață și să vindem apă plată. Mai multe amănunte despre proiectele APA Service puteți urmări imediat după știri în rubrica Ediție Specială.